Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel, orășan la țară, țăran cu acte în regulă, pentru că trăim la țară deja de 10 ani și nu pot să nu am o părere despre conflictul israelo-palestinian ce se petrece zilele astea în Orientul Mijlociu. O să vă relatez în acest video câteva amintiri pe care eu le am urmărind acest conflict încă din anii 90, când părinții mei stăteau lipiți de radio ascultând despre știrile ce veneau din Orient. În special, negocierile ce se purtau la momentul respectiv între Yasser Arafat, conducătorul autorității palestiniene, și evrei care își disputau teritorii din Palestina sau din statul Israel, împărțind, încercând astfel să împartă sferele de influență. Aceste negocieri au ajuns la un punct foarte, foarte important, deoarece în acordul de la Oslo din 1993, autoritatea palestiniană prin Yasser Arafat și conducerea statului Israel și-au recunoscut unii altora teritoriile pe care ei le controlau la momentul respectiv. Asta părea să fie o veste bună, pentru că cumva punea capăt unor negocieri neclare despre teritorii, aici suntem noi, acolo sunteți voi și așa mai departe. Și păreau că luptele de stradă se mai potoleau, tinerii palestinieni erau mai reținuți și așa mai departe, cel puțin pentru o perioadă scurtă, aveam speranța că lucrurile se vor potoli. Însă liniștea nu a durat mult, deoarece în paralel cu autoritatea palestiniană, care controla în prima parte a anilor 90 teritoriul, se afla și o organizație pe care noi acum o știm ca organizația teroristă Hamas. Această organizație are rădăcinile prin anii 1980, finalul anilor 80, și era o organizație religioasă care milita pentru obținerea întregului teritoriu pierdut de palestinieni atunci când evreii au venit să se restabilească în țara lor. Un alt capitol important pentru palestinieni este anul 2006, când organizația Hamas câștigă alegerile și un an mai târziu, în 2007, obține controlul total asupra palestinienilor. Asta în ciuda faptului că America, Uniunea Europeană, Anglia și alte țări din vest democratice consideră organizația Hamas o organizație teroristă. Odată cu instaurarea organizației Hamas la conducerea palestinienilor în fâșia Gaza, lucrurile se schimbă dramatic. A urmat astfel o perioadă în care statul Israel s-a retras un pic mai în spate, după părerea mea, și a început să controleze fâșia Gaza prin resursele pe care era dispus să le ofere în schimbul păcii. Până în momentul atacului din octombrie 2023, palestinienii din fâșia Gaza depindeau foarte mult de ajutoarele și de resursele pe care evreii, statul israelian, era dispus să le ofere. Din ajutoarele astea menționăm energie electrică din rețeaua electrică a Israelului, resurse umanitare, adică aparatură medicală și consumabile pe care tot statul Israel le furniza, combustibil și alte resurse vitale pentru un trai decent zi de zi. Odată cu atacul sângeros al organizației Hamas din octombrie 2023, statul israelian impune un blocaj total asupra resurselor sale pe care era dispus să le mai trimită în fâșia Gaza. Acum, fără prea multe resurse proprii, fără curent, fără combustibil, fără apă potabilă, fără produse medicale de care aveau mare, mare nevoie pentru a-și ajuta populația, palestinienii din fâșia Gaza se află într-un blocaj total. Asta îi pune într-o situație în care ei nici nu pot să facă negocieri, ei pot să facă doar apeluri pe scena internațională cerând ajutor într-o formă sau alta. Dar se vede treaba că nici vecinilor de la sud, egiptenii, nu sunt dispuși să-i ajute. Statul Israel a anunțat că va intra masiv cu forțe în fâșia Gaza și le recomanda cetățenilor din partea de nord să se deplaseze spre partea de sud. Asta ar însemna mutarea a peste 1 milion de cetățeni, de oameni, care e un lucru foarte greu de realizat. Însă, poporul palestinian este blocat între Israel
și țara Egipt, care nu-și dorește foarte mult să-i ajute. E important de menționat că Egiptul este prima țară din țările arabe care a recunoscut existența statului Israel. Deci putem să-i considerăm niște prieteni importanți pe egipteni ai Israelului. La momentul actual, 2 milioane de locuitori sunt blocați. Ei sunt controlați și restricționați la sânge, nemai având curent, apă potabilă, resurse medicale și așa mai departe. Oamenii ăia sunt într-o stare foarte, foarte dificilă și disperată. Și din păcate, cred că va fi un război de lungă durată, cu foarte multe victime și un război care pare să fie extrem, extrem de încrâncenat de la începutul lui, de la debutul lui. Scopul acestui video nu este să iau partea vreunuia sau altuia în acest conflict. Eu sunt ferm convins ca foarte mulți dintre voi, oameni de rând, cu toții suntem oameni care vrem să trăim fericiți, în pace și în liniște, fiecare cu familia lui. E foarte trist să vedem deopotrivă palestinieni care suferă și evrei măcelăriți în propriile lor case, se pare datorită ineficienței și neatenției armatei israeliene și a Mossadului, care trebuia să protejeze întregul stat Israel de aceste amenințări teroriste. Nu știm cât de hotărât sunt evreii de data aceasta să atace palestinienii și posibil să și șteargă de pe fața pământului fâșia Gaza. Nu știu în ce măsură vor putea face asta, pentru că, sigur, comunitatea internațională îi va presa și evreii sunt conștienți de comunitatea internațională, ei nu vor să facă crime de război, cu siguranță nu vor să facă crime de război sau nu vor să facă atrocități pentru a fi ei înșiși considerați un stat terorist sau un stat, eu știu, nu știu de care. Însă, pare că evreii sunt hotărâți de data aceasta să ducă un război până la capăt cu organizația teroristă Hamas. Și, din păcate, e greu. Din punctul meu de vedere, din ce înțeleg eu lucrurile, este greu pentru statul Israel să lupte cu Hamas, pentru că susținerea Hamas este în mare parte din partea poporului palestinian. Prin faptul că i-au ales în 2006 și îi acceptă la conducerea statului palestinian, sigur, pentru palestinieni, Hamas pare să fie singura alternativă pentru a scăpa de jugul israelian. Însă, Hamas a fost și este o organizație teroristă. Și atunci, statul Israel are toată legitimitatea să lupte împotriva lor. Însă va fi foarte dificil pentru evrei să lupte împotriva Hamas, deoarece Hamas are un istoric de a lupta mișelește din spatele scuturilor umane. Punctele strategice ale organizației Hamas sunt ascunse în mijlocul civililor și de-a lungul timpului Hamas a folosit civili pentru a le lupta bătăliile lor, unele dintre bătălii. Cum ziceam, acest conflict Israelul-Palestinian este unul foarte, foarte dificil și ne dorim sigur ca el să se încheie, însă pare că acesta nu se va încheia decât atunci când poporul israelian și conducerea Israelului este convinsă că organizația Hamas este distrusă sau grav, grav dezafectată. Pe de altă parte, statul Israel are o armată foarte, foarte bine pregătită și foarte bine echipată. Și organizația Mossad, care lucrează foarte intens să protejeze statul Israel. Nu știm foarte clar de ce s-au întâmplat și cum s-au putut întâmpla atacurile din luna octombrie și cum au reușit aceste atacuri să se întâmple din moment ce Mossadul și armata israeliană trebuia să protejeze teritoriul țării. Și acum, pe finalul acestui video, dacă vă întrebați cine câștigă din acest conflict, cu siguranță oamenii de la sol, nici din Palestina, nici din Israel, nu câștigă fiind amenințați unii de alții prin arme și amenințați cu moartea. Însă, o să vă dau doi candidați care întotdeauna câștigă dintr-un război. În ce-i privește pe palestinieni, știu că sunt foarte, foarte multe organizații caritabile care strâng bani și trimit bani în zona respectivă. Sigur, și Israelul are sponsorii lui din America, în mare parte evrei care, sigur, sunt infiltrați la vârfurile puterii, trimițând astfel sume colosale în Israel. Cred că putem fi superficial despre acest lucru și să zicem americanii cheltuiesc bani susținând Israelul. Însă,
Știm că tehnologia, o foarte mare, o foarte importantă parte a acestei planete în ce privește tehnologia și inovația, pornește din Israel. Companii care sunt acolo și oameni care se implică foarte, foarte mult în tehnologie, în cercetare, în inovație. Și alea sunt importante pentru americani să le protejeze. Eu sunt convins că americanii nu susțin statul Israel fără să primească ei ceva înapoi. Deci au o colaborare foarte strânsă în ce privește armata, tehnologia. Așadar, iată că principalul câștigător al acestui conflict dintre palestinieni și evrei este complexul militar-industrial din toată lumea. Pentru că, în momentul în care se aruncă cu proiectile dintr-o parte în alta, stocul de proiectile scade, apar noi comenzi pe piață de proiectile, de arme, de gloanțe, de tot ce se consumă într-un război și complexul militar și industrial câștigă. Probabil se va scumpi metalul, se va scumpi sticla, se vor scumpi toate resursele de care omul de rând are nevoie, câte un pic pe aici pe acolo ca să poată trăi și toată planeta va suferi datorită acestor războaie, războiul din Ucraina care încă continuă și războiul din Orientul Mijlociu care, uite, nu știm încă în ce direcție se va duce și cât de mult se va întinde, însă ne putem aștepta ca și alte state din Orientul Mijlociu să se implice atacând Israelul. Din ce am văzut pe surse, Israelul ia în calcul posibilitatea de a fi atacat pe 5 fronturi, deci din 5 direcții. Iar al doilea câștigător important al acestui război, eu personal consider că sunt acele organizații caritabile care de-a lungul timpului, începând cu anii 90 sau și înainte de aia, pompau bani în reconstruirea Palestinei, construirea Palestinei și după fiecare război, reconstruirea Palestinei. Și am ajuns în anul 2023, când Palestina arăta destul de bine, cu construcții moderne, cu construcții cu străzi, cu infrastructură și așa, atâta cât era. Însă, Israelul le mătură pe toate la pământ și va trebui reîncepută și va trebui începută reconstrucția dacă și când acest război se va încheia. Deci principalii câștigători sunt complexul militar-industrial și organizațiile caritabile care strâng bani de la populația globului și aici o să vă legați de mine că unii dintre voi o să spuneți, dar organizațiile alea caritabile, ele lucră pentru întrajutorarea celor năpăstuiți. Da, iar acele organizații au în primul rând angajaților pe care îi țin pe salarii și apoi, dacă veți căuta, veți vedea că sunt multe suspiciuni de spălare de bani prin aceste organizații de către multinaționale și alte companii imense care bagă bani în organizații caritabile și nu totdeauna e cu scopul de a face bine. Unii dintre ei chiar spală bani prin aceste organizații caritabile. Dragilor, ăsta a fost video de astăzi. Cu siguranță unii dintre voi o să-mi spuneți, o să mă acuzați că îi favorizez pe unii sau pe alții, însă eu urăsc orice fel de război, îmi doresc ca și evreii și palestinienii să trăiască fericiți în casele lor și să nu-i atace, să nu-i omoare nimeni, să nu se mai omoare unii pe alții. Așadar, aștept comentariile voastre în partea de jos, dați un like dacă v-a plăcut acest video, vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare!